scrisă de sora Viorica Varga. Viața mea e în mâinile tale, Doamne. Dumnezeul meu de sus, cel ce glasul mi-l auzi, eu te chem în rugăciune, Doamne, ai milă de mine. Azi te rog cu înflăcărare, căci sunt mulți pe a ta cale care în beznă mai trăiesc și în mocirlă se învârtesc. Luminează-i azi, Hristos, ia-le vălul de pe ochi. Când va fi a ta răpire, tot să fie în cer cu tine. Nu mă rog doar pentru mine, mai sunt suflete în ruine, care încă nu te știu, căci ești viu, Iisuse, viu. Mă rog pentru aceia care simt pe calea de pierzare. Ei cred doar într-un destin, nu cunosc că tu ești viu. Mă rog, Dumnezeul meu, ai milă de cei la greu. Ai milă și de sărmani, nu uita nici de orfani. Mă rog pentru întreaga lume, dă-mi, te rog, înțelepciune, dă-mi pricepere în vorbire să zidesc și să fac bine. Vreau să fiu și eu Zacheu, azi cobor din eul meu, să trăiesc în simplitate, căci cuvântul e dreptate. Știu și eu că sunt țărână, sunt lucrat de a lui mână. Știu și văd, mă recunosc. Azi puterea mea e Hristos. Amin.